Na, asta e Elveția, bine? Oh, uite aici. Vine ceva pod interesant aici. Iuhu! A, ce frumos! A, ce super, vezi? Uie! Până mă duc pe podul ăla, vreau să, să vedem ce e aici. Ceva frumos aici. Hai să vedem cum e. Elveția e superbă. Da, și Austria, și România. Sunt frumoase, foarte frumoase, da. Hai să vedem ce e aici. Opa! Ce-o digo? Aștia selvețienii. Mai merg și cu bicicleta și ei, că e sănătos. Asta e podul. Ceva pod frumos. Uite, acolo sunt Alpii. Îndepărtare. Nu foarte departe de aici. O să vedem dacă putem apropia. Uite. Uite. Hai, ce frumos e aici. Uite, ce frumos e. Deci suntem în Elveția. Asta se vede, eu asta vedeam din Austria când mergeam, când lucram, adică când mergeam la lucru fiecare zi. Da, deci asta nu e departe de unde lucram eu, să zic așa. Foarte frumos aici. Deci e un drumuleț care se poate merge cu bicicleta. Hai că mergem un pic aici. Acolo am văzut, uite, e un râu acolo. Deci ăsta e podul, nu are rost să mai mergem pe el. Nu are niciun sens. Mai bine mergem un pic pe aici. Vedem ce-i pe aici. Mă gândesc. Nu? Aici oamenii vorbesc germană. În cantonul ăsta, partea Austriei, partea estică și nordică. Iar partea vestică a Elveției se vorbește franceza. Și partea de sud se vorbește italiană. Uite aici vin ăștia cu bicicletele, să vedem ce se întâmplă, dacă îmi fac loc sau mă lasă să mă duc pe deal în jos. Super, danke schön. Super, schön.
deci m-au lăsat, au fost domni. Uite și aici ce munți, ce zone frumoase. Ne oprim un pic aici. Vedem munții. Aia e frumos pe aici. Aia e frumos. Și sunt zone și mai. Acum, deocamdată, vă arat ce pot eu să vă arat. Și cu ajutorul Dumnezeu, pe viitor, vreau să vă arat și mai lucruri mai frumoase decât astea, sigur. Și chiar vă invit și pe voi să mergeți prin locuri din astea faine, prin natură, e foarte sănătos și foarte indicat și da, te eliberează de stresul acumulat la serviciu sau de alte, gânduri sau rutina cotidiană, să zic așa, nu? Deci. Dacă facem o mică pauză. Ai, ce frumos să văd munții și vârfurile munților acoperiți de zăpadă. Ai. Mă, dar stai un pic eu, că acolo trebuia să merg eu, aici, uite, în Austria sau în Elveția, sau pe care munți să mă duc? Aici, în Austria, sunt mai mari, parcă, pe partea asta, și mai aproape. Știu, sunt mai micuți aici. Oh, pardon. Mai frumos e și aici, uite, fii atent. Trebuia să urc eu un pic. Să urc eu un pic acolo pe munte.